Salut, prieteni, sunt Ion Constantinescu și bine ați venit la Up Electricity. În acest videoclip o să discutăm despre actuatori la automobil. Actuatorii sunt dispozitive care transformă un semnal de intrare, de regulă un semnal electric, într-o deplasare liniară sau curbă sau poate fi o deplasare combinată. Poate fi acționat de către un lichid sub presiune, aici discutăm de un actuator hidraulic, sau poate fi acționat de către aer comprimat și actuatorul se numește pneumatic. Pe automobile, majoritatea actuatorilor sunt de tip electric. Un actuator de regulă are două părți componente. Motorul de curent continuu sau poate fi un electromagnet cu armatură mobilă, da? Și reprezintă partea care transformă puterea electrică în putere mecanică. Mai este pe lângă motor și un mecanism care este cuplat cu ieșirea din motor, da? Sau cu armătura mobilă a electromagnetului și acest mecanism transformă rotația axului motorului, da, într-o deplasare liniară sau sub forma unui ar de cerc. Acest mecanism, da, la rândul său, se cuplează cu un alt sistem al automobilului, da, și împreună realizează funcția cerută de către motor sau ce comandă conducătorul auto. Sunt multe exemple de actuatori pe automobil, da, pot să spun exemplu de actuator la închiderea centralizată, da, acolo am un electromagnet, o armătură mobilă care acționează zăvorârea ușilor, pompa de benzină este un actuator, da, comandată de către calculatorul motorului, acel ECU, da? Engine Control Unit, injectorul de asemenea este un actuator. În cazul meu am aici un actuator folosit la un automobil Mini Cooper R56, a fost un automobil, da, de-al meu. Și este vorba de actuatorul care pune în mișcare sau acționează pompa pentru circulația lichidului de răcire sau pompa de apă. La acest tip de motor R56, cureaua de accesorii este acționată de către fulia arbului cotit și ea este menținută în tensiune mecanică de către un întinzător. Cureaua acționează în sensul acelor de ceasonic, alternatorul și compresor. Da? În momentul în care apare comanda de la conducătorul auto pentru compresor. Pompa pentru recirculare a lichidului de răcire sau pompa de apă este acționată de către fulia arbolei cotit prin intermediul acestui sistem electromecanic numit roată de fricțiune. El este un echipament intermediar, da? Și am aici o fotografie făcută la vremea respectivă pe motorul meu. Aceasta este roata de fricțiune, da? Da? Se vede, aceasta este din fotografie și se află între fulia arbolei cotit și pompa de apă. Aici este rola pompei de apă. Asta este rola care se montează pe pompa de apă. La partea exterioară se vede că are o suprafață, da, cu cauciuc pentru a realiza fricțiunea în contact cu rola actuatorului. Și acest actuator, da, intră în funcțiune, da, și se cuplează cu fulia arbolei cotit și pompa de apă. Se cuplează numai în momentul în care temperatura lichidului de răcire
depășește 55 de grade Celsius. În momentul în care se pune contactul cu cheie, acest actuator, motorul actuatorului, este alimentat cu tensiune și această pârghie se alungește. Da? Și o să vedem. Deci la acționarea contactului cu cheie, rola actuatorului nu intră în contact cu fulia arbului cotit și, bineînțeles, cu rola de fricțiune a pompei de apă. Există o distanță aici și aici. Deci, practic, motorul actuatorului este energizat. În momentul în care crește temperatura lichidului de răcire și acolo avem un senzor de temperatură pentru lichidul de răcire, acel ECT, traductor de temperatură, practic dă comandă către calculatorul motorului și calculatorul motorului taie alimentarea motorului. În momentul în care nu mai este alimentat motorul cu tensiune, aici în interior există un mecanism retractor, da? Pârghia este trasă înapoi și rola intră în legătură, în contact, da? Cu fulia arbolului motor și după aceea transmite mișcarea de rotație către pompa de apă. În această situație funcționează pompa de apă la acest motor numai când temperatura lichidului de răcire depășește 55 de grade. Da? Deci, practic, pe plaja de temperatură mică, pompa de apă nu funcționează. Dacă nu funcționează pompa de apă, motorul are o sarcină redusă și atunci o să am un consum redus de combustibil. Ok. Acest sistem este defect. Eu l-am înlocuit pentru că, într-adevăr, funcționează în momentul în care alimentez cu tensiune, da? Actuatorul. Dar mecanismul acesta retractor în interior nu mai funcționează și, practic, se producea o vibrație, iar rola aceasta nu mai intra în legătură, nu mai era presată pe fulia arborelui motor și nu mai transmitea, nu a mai transmis mișcarea de rotație către fulia pompei de apă și, practic, temperatura lichidului de răcire a crescut rapid, da? Mai puțin de un minut, și a intrat în funcțiune ventilatoare. În plus că a apărut o vibrație în interiorul motorului pentru că acest braț, practic, nu era menținut, da, retractat și vibra. Ok, ce pot să fac? Pot să demonstrez într-adevăr că motorul actuatorului funcționează și se poate face verificare la multe actuatoare, să ne dăm seama dacă electromagnetul sau motorul funcționează, dar în cazul acesta este ceva mai complicat pentru că mecanismul interior nu lucrează. Deci, practic, dacă alimentez motorul meu, da, și are atenție, polaritate de alimentare aici, la punctul acesta roșu, trebuie să fie plus de la baterie, iar aici minus, da, introduc acești pini de conexiune. Și dacă alimentez, da, conectez la o baterie, pot să verific funcționarea motorului. Deci, practic, în momentul în care se pune contactul cu cheie, motorul intră în funcțiune și brațul este alungit. Când crește temperatura lichidului de răcire, calculatorul dă comandă, taie, da, dă comandă și taie tensiunea, da, o anulează pentru motor și brațul acesta revine la poziția inițială și intră în legătură, da, presare mecanică cu fulia arborelui cotit și fulia pompei de apă.
Asta este etapa când intră în legătură. Numai că trebuie să fie fixă, da? Astfel încât să transmită mișcarea de rotație. Rotația este în sensul acelor de ceasornic. Da? Aici este partea care este în legătură cu furia motorului, iar aici cu pompa de apă. E ok acționarea, dar problema este când se retrage brațul. Așa, dacă aș putea să fac vizibilă mișcarea, aici este în această poziție rola pompei de apă, da? Și în momentul în care eu acționez, contactul cu cheie, da? Se depărtează față de rolă, iar în momentul în care crește temperatura lichidului de răcire, da? Trebuie să se retragă și presiunea să fie maximă, presiune mecanică de frecare între această rolă și fulia pompei de apă și bineînțeles că aici va fi sau este într-adevăr fulia motorului. No, asta e o rolă, dar vreau să arăt cam cum este poziționat fiecare element. Da, deci problemele cu actuatoarele pot fi diverse, da? Pot să apară defecțiuni la alimentarea actuatorului, motor sau electromagnet și, bineînțeles, probleme pe mecanism, cum este în acest caz. Am înlocuit și rola sau fulia pompei de apă, pentru că această bandă cauciuc de pe exterior, da, prezintă uzură, da, este înlocuită. Și la montaj, când se montează actuatorul, aici este o tijă, mă ajută să fac demontarea mai rapidă, pentru că în staționare rola este în presiune cu fulia motorului și fulia pompei de apă și este greu de demontat, da? El se prinde în 3 șuruburi pe blocul motor și atunci pentru a elibera această presiune există aici o tijă, se trage de această tijă înainte de demontare și se fixează brațul, da? Cu această tijă pe poziția lungită. Și atunci se poate demonta și scoate ușor actuatorul. Și în momentul în care îl montez și fac înlocuirea, da? Și pe cel nou trag tija, fac blocarea aici, fac montajul în cele 3 șuruburi și după aceea deblochez, da? Acesta va intra în această poziție. Și rola, într-adevăr, va fi în presiune, da, de frecare cu fulia motorului și fulia pompei de apă, da, în acest mod. Ok, acesta este un exemplu de actuator. Am mai prezentat actuator pe canal și vor mai fi videoclipuri cu aceste sisteme care au un rol important pe automobil. Prieteni, mulțumesc pentru vizionare și pentru interesul acordat canalului. Vă doresc numai bine!